Bună ziua și Hristos a înviat! Vă invit la cea de-a 97-a ediție Analizelor Economice, un proiect comun, privesc eu și IDIS viitorul. Proiect care puteți analiza toate celelalte ediții, pagina noastră oficială sau pagina mea pe ioniță.md. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect la care am mai vorbit, dar am revenit deoarece au apărut anumite date interesante, fenomenele, apropo, pe care noi le-am anticipat în ediția anterioară din decembrie s-au adeverit, mai mult că atâta s-au adeverit în sensul mai plăcut a cuvântului, și anume să vorbim despre un sector, nu este nou la economie, dar noi l-am numit economia secolului 21, economia serviciilor sau Republica Moldova, ca și toate celelalte țări, trebuie să intre într-o competiție globală în tot ce înseamnă exportul de servicii și producerea de servicii în interiorul țării, este un sector care pe nedrept a fost cumva lăsat în umbră, iar noi ne propunem ca cel puțin o dată la 3 luni să revenim, să vorbim despre toate formele de servicii, că avem anul acesta mai multe. Când zic anul acesta, am în vedere 22 care s-a finalizat, în 23 sper că tendințele vor fi pozitive. Deci astăzi vom vorbi despre o ramură care este, putem numi așa, regina economiei noastre cu cea mai rapidă creștere, și anume sectorul IT și BSS. De ce spunem BSS? Deoarece în toată lumea le merg împreună serviciul IT și serviciul de diservirea business-ului. Sunt acele servicii care companiile prestează altor companii, cum ar fi proiectări, cercetări științifice, servicii de contabilitate, servicii de relație cu clienți, cercetări de piață, deci diferite tipuri de servicii de care au nevoie companiile mari. Și de ce este important acest lucru? Deoarece nu există legătura teritorială, altfel spus, poți fi în Republica Moldova și să oferi servicii de cercetare companiilor din Germania. Noi sperăm foarte mult că vom avea astfel de lucru, zona economică liberă din Bălț, în prezent, directorul Agenției de Atragere Investiției, Marin Ciobanu, foarte mult lucrează ca să avem această componentă de cercetare în Republica Moldova, dar astăzi ne vom opri la un segment mai larg decât pur și simplu cercetare, deci tot ce înseamnă serviciile de business, am mai vorbit de acest lucru, și această prezentare, analiză economică de astăzi este făcută cu Asociația de Ramură a BSL, care se ocupă anume cu promovarea serviciilor pentru sectorului de business sau serviciilor pentru business în Republica Moldova. Datele sunt atât colectate de mine, cât și parțial oferite de ei. Din acest motiv, le mulțumesc pe această cale pentru faptul că încurajează un sector important din Republica Moldova. Haideți să uităm care este volumul de exporturi de servicii IT și BSS sau servicii pentru business. Abrevierea este în limba engleză. Aici, dacă o vedeți, în paranteză este pus și voi mai păstra de multe ori estimări. Din ce cauză folosim estimări? Deoarece în legislația Republicii Moldova, până în prezent, nu a fost definit foarte clar care sunt serviciile oferite business-ului. Sper foarte mult că Ministerul Economiei, împreună cu Asociația de Profil, împreună cu Comisia Economiei, Buget și Finanțe, vor, cu Biroul Național de Statistică, vor defini foarte clar care servicii între acestea. Servicii de cercetare, servicii de arhitectură, de design, de proiectări, deci toate serviciile care intră, și nouă ne va fi mai ușor. În prezent, noi doar le luăm estimativ cele care deja sunt văzute ca servicii de business, de aceea cifrele sunt în creștere, adică noi le-am luat, ceea ce vedeți dumneavoastră, sunt mai mici decât în realitate, deoarece multe alte activități economice pot fi tratate ca BSS și noi în viitor vom vorbi. Deci, după cum am spus, în 2022 volumul total de exporturi de servicii IT și BSS a ajuns la 670 de milioane de dolari. Deci este o creștere foarte însemnată, însă cel mai mult se bazează această creștere pe creșterea exporturilor de servicii IT, pe care în 2022 noi le calculăm la 480 de milioane de dolari. Datele sunt luate din datele oficiale ale Băncii Naționale, tot ce înseamnă balanța comercială cu bunuri și servicii. Serviciile BSS sunt estimate la 189 de milioane, aproape 190 de milioane de dolari. În total avem 670 de milioane de dolari. Și de ce am spus că avem un motiv special să discutăm? Deoarece această
ramură în 2022, a ajuns ramura de bază de export a Republicii Moldova. Printr-o anul 2023, noi începem o creștere până la 825 de milioane, ceea ce va însemna o creștere detașat față de toate celelalte ramuri de export. Uitați-vă așa, fiind prins de veste, ne trezim cu un sector a economiei, IT și BSS, au devenit principalul sector de export a Republicii Moldova. În opinia mea, autoritățile statului chiar acum ar trebui să întâlnească cu cei din ramuri, să discute ce ar trebui de făcut ca să câștigăm competiția. Și repet, am vorbit lucrul acesta și în toamnă, în iarnă acestui an. În 2021-2022, jumătate din toate investițiile globale făcute în alte țări sau investiții străine directe au fost în aceste două sectoare. Jumătate din tot ce s-a investit și investițiile care au fost atras au fost în aceste două sectoare. Este o luptă enormă pe plan global de atragere a companiilor mari în țări. Fiecare țară luptă pentru a atrage companii și Republica Moldova nu trebuie să ratează această luptă. Deci, în prezent, economia globală se mișcă spre servicii. Pentru a înțelege mai clar acest lucru, am făcut un grafic și anume, care este exportul de bunuri și servicii a Republicii Moldova. Din ce cauză spunem acest lucru? Dacă veți vedea întotdeauna, inclusiv și eu ca economist, mass media, experții, politicienii, chiar și guvernul, când operează că exportul Republicii Moldova, de fapt vorbește exportul de bunuri. Ceea ce în opinia mea este total eronat. Am făcut-o și eu până acum. Din acest motiv, îmi iau un angajament, nu vom mai vorbi de exportul de bunuri. Vom vorbi de exportul de bunuri și servicii, doar serviciile reprezintă în prezent motorul economiei globale, iar noi cumva le-am ignorat până acum. Din acest motiv, atunci când vorbim de exportul Republicii Moldova, nu trebuie să utilizăm noțiunea exporturi de bunuri, dar exporturile totale. În 2022, exportul Republicii Moldova au însumat 6,6 miliarde de dolari în creștere cu aproape 2 miliarde de dolari comparativ cu 2021, când au fost 4,8 miliarde de dolari. Din acești 6,6 miliarde de dolari, 4,3 miliarde au fost exporturi de bunuri, ceea ce noi tradițional vorbim, și 2,3 miliarde de dolari au fost exportul de servicii. De fapt, este 2,3 miliarde de dolari, noi cumva întotdeauna le ignoram și nu discutam. Mai mult ca tot așa îți vedea că asta este ceva, se întâmplă un lucru extraordinar. Dacă am luat o dinamică mai lungă din cauză, dacă acum 20 de ani serviciile erau 25% din toate exporturile noastre, acum a ajuns 35%, iar în 2022 ar fi ajuns 40%, dar noi avem în exporturile de bunuri, avem foarte multe bunuri ucrainești, de fapt războiul în Ucraina a creat foarte multe date care trebuie înțeles corect în cazul exporturilor, din acestea 4,3 miliarde, undeva 800 de milioane sunt de fapt bunuri ucrainești și dacă le scoatem, observăm că exportul noastră sunt undeva la nivel de 3,5 miliarde de dolari și în cazul dat noi observăm că ramura serviciilor are o pondere mare. Cert este un lucru. Noi în prezent avem 6,6 miliarde de dolari exporturi, dintre care serviciile sunt 2,3 miliarde. Haideți să ne întoarcem la servicii. Din ce cauză? Dacă în privința bunurilor, toată lumea știe, Republica Moldova are o balanță comercială negativă. Ce înseamnă lucrul acesta? Noi exportăm cu mult mai puțin decât importăm. Noi ani de zile trăim și noi de multe ori spuneam că, de fapt, Republica Moldova își acoperă balanța comercială negativă prin împrumuturile care le face, prin granturile care le primim sau prin remitențele care le fac rudele noastre de piscotare. Altfel spus, noi exportăm bunuri, iar importăm de 2-3 ori mai mult. Noi avem în anul acesta importul de bunuri, a fost peste 9 miliarde de dolari, de 2 ori ceva mai mult. Am avut situația când a fost aproape de 3 ori mai mult. Și am acoperit această diferență, întotdeauna spuneam de unde o cumpărăm. Din remitențele piscotare, din împrumuturi care le facem sau din donațiile care le primim de piscotare. Un lucru care l-am ignorat. Și din balanța pozitivă cu servicii. Până în 2010, noi și în domeniul serviciilor am avut o balanță negativă. Ce înseamnă lucrul acesta? Importam mai mult decât exportam. Din 2010, situația a început să schimbă și cel mai spectaculos și pozitiv s-a schimbat în 2022, când balanța a devenit aproape 1 miliard de dolari, 900 de milioane pozitiv. Noi am exportat servicii în volum de 2,3 miliarde de dolari, iar am importat de 1,4 și astea 900 de milioane de dolari, care noi am exportat mai mult servicii, ne-a permis să achităm importul de gaze, de produse petroliere care s-au scumpit, de produse alimentare și tot ce importăm noi. Deci, lângă cele trei surse tradiționale pe care noi acopeream
deficitul balanței comerciale, mai este încă una despre care noi niciodată nu vorbim, și anume servicii. Deci cei care lucrează în ramură serviciilor, ceea ce ne fac ei, nu ne salvează balanța comercială a Republicii Moldova. Exportând servicii mai mult decât importăm, noi în felul acesta putem procura anumite bunuri, dacă mergeți pe drum și cumpărați mașini, știți că noi toate le importăm. Deci este posibil de făcut acest lucru mulțumită ramurii serviciilor. Din 6,6 miliarde de dolari pe care le-am avut noi exporturi, primele 10 ramuri ale economiei naționale asigur 2/3, exact 66% din export. Restul nu prea contează. Care sunt aceste ramuri? Primul loc este serviciul de IT și BSS, 669 de milioane de dolari. Pe locul 2, mașini și echipamente, 596, această ramură creștea, dar criza mondială a afectat-o. Pe locul 3, de fapt, nu este ramura noastră, apărută în 2022. În viitor va dispărea combustibil, 592 de milioane. Uitați-vă că am ajuns combustibil pe locul 3, dar vă dați seama, este legat de Ucraina, nu are nimic cu noi. Locul 4, servicii de transport, 501 milioane de dolari, promit în viitor o piață de stâni servicii de transport, din ce cauză? Tradițional, aceasta era principală ramură de export a Republicii Moldova, cu 450 de milioane de dolari exporturi. După aceasta am avut criza din 2020, care a lovit foarte puternic ramura transportului, a scăzut până la 250 de milioane de dolari, iar în acest an noi ne-am recuperat inclusiv și prin faptul că am putut ajuta pe cei din Ucraina și am ajuns la cifra record absolut de 501 milioane de dolari. Cereale 409, mai departe le vedeți. Din câte vedeți, ceea ce vreau să spun astăzi este că ramura serviciilor IT și BSS a devenit categoric cea mai mare ramură de export. În 2022 este anul când serviciul nostru de IT și de BSS, care 2010 ani în urmă nu exista practic, erau la nivel de aproape nu se observa, a ajuns cea mai mare ramură de export. Pe lângă lucrul acesta, ramura, în special în IT, în domeniul BSS, situația este puțin mai dificilă și vom explica din ce cauză, ne-a asigurat și creșterea salariilor în Republica Moldova. În general și media salariilor a crescut inclusiv din cauza că această ramură mișcă în sus remunerarea muncii. În 2022, salariul spune estimativ, deoarece avem datele trimestriale și putem calcula care a fost creșterea reală a salariului. În sectorul IT, am luat doar în sectorul IT, salariul a ajuns la 34.400 de lei. Este o creștere cu mult mai mare decât media națională. Dacă media națională avem o creștere de circa 15%, atunci în sectorul IT salariul a crescut cu peste 20%. Din ce cauză? Presiunea și concurența cu mediul extern, că oamenii din domeniul IT foarte ușor pot pleca peste hotare, duce la ceea că salariul aici crește cu mult mai rapid. Și dacă în 2013 diferența de salarizare, cum am vorbit și în trecut mai mult, era 2 între 1 ori, acum a ajuns la 3 între 6 ori. Estimativ dădeam 3 între 5, dar de fapt în realitate 3 între 6 ori. Salariul în serviciu BSS tot este mai mare decât media națională, de evident cu mult mai mic decât în sectorul IT, din ce cauză? Spre deosebire de sectorul IT, care ele sunt practic, sunt sectoare gemene. În toată lumea sunt văzute gemene. Autoritățile noastre au atras o atenție sporită sectorul IT, au oferit facilități fiscale, au creat parcuri IT, lucru care permit ca acest sector să dezvolte foarte rapid, inclusiv creșterea salarială, uitați-vă după 2017 și cum se vede foarte clar o creștere salarială, cât privește sectorul BSS, el din păcate nu s-a bucurat de atenția cuvenită, chiar dacă este același sector ca sectorul IT. Sper foarte mult că noi vom înțelege acest lucru și vom corecta această diferență care există. Dacă să ne uităm în calculat în dolari, după cum am spus, în 2022, noi pentru prima dată salariul brut în IT a trecut de 2000 de dolari, iar în sectorul BSS a ajuns la 670 de dolari. Vedem că o diferență crește destul de important, lucru care încă o dată arată că noi în sectoarele care sunt complementare, sectoarele care sunt similare, trebuie să avem aceeași abordare publică. Sper că noi vom înțelege acest lucru și vom acționa pentru ca să asigurăm o dezvoltare a cele mai importante ramuri a economiei naționale, care în 2022 a devenit ramura de bază și care în prezent duce o luptă totală pe plan global. Și în sfârșit, încă o dată, vreau să reamintesc că în acest sector în prezent lucrează 35.000 de persoane, cel puțin 35.000 de persoane. Din ce cauză? Din cauza că estimările exacte nu pot fi făcute, din simplu motiv că la noi încă nu sunt definite foarte clar care sunt activitățile economice care intră în acest sector. În concluzie, Republica Moldova
trebuie și este obligat să intre în competiția globală, nu doar la exportul de mărfuri, dar și la exportul de servicii, e că serviciile trebuie să intre în monitorizarea noastră și atunci când vorbim de comerț extern, este eronat să nu vorbim despre servicii. Deci eu îndemn toți ziariști, îndemn toți experți economici, când vorbesc de exportul Republicii Moldova, nu mai utilizați noțiunea de exportul de bunuri. Utilizați exporturile totale care includ și serviciile. Cel puțin din motivul că ele reprezintă o treime din toate exporturile noastre. Cel puțin din motivul că ele sunt unicul sector unde exportul și balanța comercială este pozitivă. Cel puțin din motivul că ele ne asigură nouă intrările de valută atât de necesare pentru a acoperi deficitul de balanță comercială la importul de mărfuri. 2. Ramura BSS și IT în prezent a devenit ramura de bază. Sectorul de transport merită o atenție specială și despre care voi vorbi. Iar autoritățile statului trebuie să înțelegem că în această competiție globală în care în prezent se află toate țările, în prezent se duce lupta pentru a acapara sectorul de servicii întreaga lume, este important ca Republica Moldova să nu pierdă această competiție, iar noi de la 35.000 de locuri de muncă care avem acum, să ajungem la 70-100.000, deoarece aici foarte ușor poți ca cetățeanul Moldovei să lucreze în Republica Moldova și să lucreze pentru companii din exteriorul țării. De fapt, este unul din puținele sectoare unde poți oferi servicii în exteriorul țării, fără a fi necesar ca forța de muncă să plece din țară. Asta am vrut să vă spun pentru astăzi. Până data viitoare, cu alte subiecte de importanță majoră pentru noi.